Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care interzice amplasarea panourilor publicitare și a construcțiilor, cu excepția statuilor și monumentelor în curbe și în intersecții. Proiectul de lege modifică un articol din ordonanța Guvernului privind regimul drumurilor, astfel încât să fie interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate sau reclamă în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe suprafațele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții. Eu sunt conducător auto. Normal, pe timp de noapte, panoul fiind, dacă e luminos, atrage din start, îți ia vizibilitatea, nu mai poți vedea semnul atașat lângă panourile publicitare. Cetățenii sunt încântați de această idee, întrucât ei înșiși au avut situații în care panourile publicitare le-au distras atenția în trafic. Da, e o idee bună, pentru că de multe ori sunt panouri care îți distrag atenția și poți să ajungi altundeva cu mașina. E bine, întrucât obturează vizibilitatea conducătorilor. Camera Deputaților este foarte decizional pentru acest proiect, ce urmează să meargă la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.